Da, băieți, postează Raul Sam. Da, bă, salutare toată lumea, bine am seama la episodul de Sam, băieții mei, GG. Da, am văzut că se revoltă lumea, căci că am zis, am făcut gluma aia în GTA 5, că aia e salobă săracilor. Frate, doar glume, dracu, ce de nu vă prinde așa de slăbiți mental, sunteți în pula mea să nu vă prindeți, că e o fucking glumă, adică, serios acum, serios, cât de prost poți să fii, am fără sorare, cât de prost poți să fii să nu te prinzi, că e o glumă. Și în primul rând, nu trebuie să asculte ce zice altul, adică plus că era 4 dimineața, sau nu era 4, nu mai știu câte la, mă rog, și mă jucam cu Fabi și era Caterinca și na, frate, nu știu, frate, nu știu de ce vă puneți tot la suflet, frate, să mor eu, dacă vine unul la voi și zice, dă-te dracu, tu te oftici și plângi acolo, nu? Frate, nu știu, mă rog, eu doar v-am zis că a fost o glumă, acum ziceți ce vreți voi, nu mă interesează, dar eu v-am zis doar, frate. Ok, stai să-mi pun microfonul drept. Da, mi-am luat un mouse pe de la, cred că ați văzut review că l-am postat fix ieri. De fapt, când vedeți voi videoclipul ăsta, l-am postat ieri. E super șmecher, acum mă joc pe el, frate. Deci uite și smooth merge mouse. Adică eu am sensibilitatea foarte mică, uite ce sensibilitate am. Și la mouse, adică din Razer Synapse-o am foarte mică. Și super smooth merge, uite ce smooth merge, știi? E nasol, că eu, cum am multe chestii pe birou, mai cade câte o chestie, gen, câte, nu știu ce zic. Mai se pune praf, mai alea și e negru, dar ci că e waterproof. Și o să-l dau cu șervețele umede, știi? Adică am încercat și nu s-a întâmplat nimica. Acum eu sper să mai mi-ar, să mai fie așa de smut după ce-l dau cu șervețele umede. Na, păi mei, și-mi pun și tastatura, am și microfonul, am și telefonul, să nu se zgârie, știi, și chestii genul. E super șmecher, vă recomand, la 80 de lei, să putem, 79,99, ceva de genul a fost în Media Galaxy. Deci, rip, bă, rip, stai să mă omor, drec. Ok. E luni, s-a resetat raportul, o să plec la mare, cred că de la mare sper să pot să-mi fac raportul. Oricum, eu nu știu exact pe cât pică, plec în 26, adică fix în 9 zile. 9 zile, astăzi este duminică. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, vine marți. Deci marți aș putea să-mi fac raportul de luni și plecăm marți și îl am. Deci îmi fac raportul de luni, you know? Și la mare mai fac acolo din raport ceva. Adică trebuia să-mi fac neapărat raportul. Oricum stăm până în 6, 10 nopți. O să fac și daily vloguri, by the way. Ziceți da în chat, auzi la mine în chat, în comentarii dacă vreți daily vloguri de acolo. Adică eu o să fac daily vloguri de acolo acum, nu știu dacă voi vreți. Dacă vreți, super tare. Eu sper că îmi filmează. Acum n-am văzut, adică eu mi-am scos indicatorul de la Shadow Play că mă enerva și mi se buguia. L-am scos acum, eu sper să filmez. Adică dau doar F9 și sper să filmez, atâta. Atâta se întâmplă aici, eu doar dau F9 și sper să filmeze. Asta e tot, așa filmez eu. Ce aveți? Am dat cancel, wow. Ok, hai să mergem în lăsă să văd dacă îmi dă cineva nid licențe. Am 7 zile în facțiune, dintre care 2 episoade cu facțiunea, adică n-am prea mai postat. Oricum nu m-am lăsat de Sam în niciun caz, n-am intrat în facțiune să mă las. Plus că dacă aș fi vrut să mă las, nu m-aș lăsa acum, pentru că, adică și dacă vreau să mă las, nu o să mă las acum, pentru că nu vreau să stric FH-ul contului ăsta. Pentru că cine știe când mai am chef să joc. Adică unii sunt de părere că Sam pui învechit și nu mai e. Nu știu, frate, am 400 de playeri acum aproape. La ora 1 noaptea, ziua 800, mai joacă lumea Sam. Ba, am văzut un server super șmecher rus de roleplay. Sau să mă duc pe România roleplay am vrut, dar serverul ăla rus de roleplay e super șmecher. E de la un YouTuber, nu mai știu cum îl cheamă, scuze, bă. Na, și e super șmecher, bă, serverul ăla. Și am vrut să mă joc pe el, adică e rus, asta e nasol, știi, probabil, na, o să fie greu să înțeleg ce avea acolo. Dar în caz de mă descurc și îmi fac cont, nu știu, sau pe România roleplay, știi, mamă, ce șmecher ar fi să joc acolo. Acolo, deci ca în viața reală, dacă faci accident, trebuie să suni poliția, să chestii, cam viața reală, frate. Super șmecher, super, super șmecher. Și aș vrea să joc acolo. By the way, am fost azi la Carrefour, bă, la ciocanele, glumeam, bă, nu am fost chiar la Carrefour. Era acolo, Iulius Mall, mă. Shopping City din Timișoara, mă rog. Îl cheamă pe la bani mulți, what the fuck. Lol, 122, what the fuck? De ce ți-ai pune numele bani mulți și să ai level 122? The fuck is wrong with this guy? Ok. Și am fost acolo, m-am dat în nu știu ce căcat de mă-nvârte. Hai să vă spun ceva, chiar dacă... Eu sper să nu se uite fete la mine, adică nu fete, sper să nu se uite fata aia la mine. Nu cred, nu care-s șansele, bă, să se uite o fată la un retardat așa ca mine. Gen, pe YouTube cel puțin, am ajuns în viața reală cum mă văd fetele, dar pe YouTube cred că o să mă vadă un retard așa să... Dacă ar fi să mă cunoască o fată pe YouTube, nu cred că s-ar mai uita la mine nici în viața reală. Da, asta, păi mie, ce să zic. Na, și
eram la Iulius, nu la Iulius, doamne, fută-mă, dracu, la Shopping City acolo și am vrut să mă dau pe niște chestii care se învârște și nu mai erau locuri. Adică eu vreau să mă dau cu un prieten de-a meu, ca să-l cac un pic pe el, așa că știu că... Na, mă rog, s-a căcat un pic pe el, că nu se mai dă niciodată. Așa. Ceau, Fabi. Și da, după aia nu mai aveam loc să mă dau cu el, că era în fiecare câte una. Câte un om. Na. Și mă, au văzut, cred că fata a văzut că eu căutam loc, știi? Și eu zis, hai aici. Bă, dar era una bună, adevărat, că n-a dat chiar rău, știi? Acum, na, la cât de tare m-am căcat acolo pe mine în căcaturile alea, n-am prea apucat să o inspectez, dar oricum arăta super bine. Da, mă, n-am ce să zic, arăta super bine și... Bă, frate, deci fii atent, am vrut să-mi iau telul, frate, din buzunar, știi? Că să nu scape. Mamă, și când am vrut să iau telul, i-am atins așa un pic buca, mâncați așa. Deci mi s-a scolat instant și îmi venea să iau mângâi, dar am zis că aș prea, prea pervers în plan, aș prea, prea retardat să fac chestia aia și n-am făcut-o. Știu că pare o chestie ciudată, dar să fim serioși. Na, mă rog, pui mei, ce să faci, se mai întâmplă și de astea. Na, pula mea. Cât să... Am avut și o parte de ceva șmecher în viață, bă. Coai. Bine, n-a zis nimic. Adică nici nu cred că a simțit că de-abia am atins-o, dar tot să fim serioși. Și o trebuie să-mi țin mâna pe scolă, că mi s-a scolat acolo și a arătat ciudat, adică ce zicea aia, se dădea jos drecul, se arunca din ăla doar ca să nu mai se lângă mine drecul. Cred că zicea aia, cine știe ce violator în serie mai e și ăsta. Dar nu, cât să, se mai întâmplă. Da, oricum, pui mie, au fost fete pe acolo și au fost maker. Na, ai văzut câte o bucuță, câte aia, okay. Gagica rău, răul ăsta, nu? Ce ziceți? Ok. Bă, mi-mi place așa să stau, să filmez, să mă plimb pe mapă, mai fac și ore, fac și kilometri la nerece și mai și stăm să discut și pun și episod pentru voi. O să e ca un fel așa de mini-vlog, numai că... fuck, m-am împiedicat, auzi la mine. Da, by the way, o să fac vloguri, o să încerc să-mi iau și eu... Și v-am zis, n-am apucat să-mi iau camera de aia, că dacă mi-aș fi luat, n-aș mai fi avut bănuți pentru upgrade la PC și acum v-am zis, am niște bani puși deoparte pentru upgrade la PC. Pe viitor, nu acum, vă dați mai ce dracu. Dar e bine să strângi, pentru că v-am zis, eu următorul meu PC nu o să fie acasă, asta a fost nu chiar de buget, dar a fost unul nu high-end, adică nu că nu high-end, că a fost high-end, adică o joc după 3 ani după ce l-am luat, îmi rulează orice joc 80 plus FPS-uri la ultra, adică Battlefield 1 am 80 de FPS-uri la ultra și când filmez, și când nu filmez, vreo 85, dar eu vreau să-mi iau un PC de ultima generație când o să fie să-mi iau, adică cum e acum i7-7700 GTX 1080, știi, să-mi iau un PC ca la mea pentru voi, pentru șefanii mei. Șefii mei, na, puii mei, zic și eu. Bine, nu că ăsta nu mă duce, adică de asta cred că ești mulțumit, ești cel mai mulțumit om din lume, cel mai, am fost cel mai fericit, încă cel mai fericit om din lume, ca am PC-ul ăsta. Probabil dacă nu făceam YouTube, aveam o râșniță de calculator, de mă ducea să am pun 20 de FPS-uri. Pentru că nu, PC-ul ăsta mai mult mi l-am luat că m-am apucat de YouTube, pentru că știu că aveam Pentium-ul ăla care când filmam cu OBS-ul, 100% CPU load și... Pula joc, adică mergeam 10 FPS-uri dacă filmam un joc mai bun, știi? Și știu că... Ia zis, dacă nu se mea calculator, prima dată... Aaaa, fuck, n-am văzut! Da, prima dată n-a fost de acord, adică nu că n-a fost de acord, dar nu... Mi-a luat câteva... Aaaa, nu mă, nu că nu pot să-i dau. Că sub apă până ajung la el, na, pui mei. Na, și n-a fost de acord... Adică nu că n-a fost de acord, dar mi-a luat în primele 5-6 luni. Și după aia, surpriză. Da, oricum, PC-ul, atunci nu mă pricepeam pe vremea aia, acum 3 ani, eram palet, nu știam de procesor, de placă video. Ce? Eu să știu de astea? No, iau calculatorul, bag în priză și mă joc. Minecraft, că atunci așa jucam atunci, Minecraft. Na, deci nu știam eu de alea, dar acum dacă ar fi să-mi construiesc eu singur un PC, aș fi stare. Nu e greu. Nu știu. Adică sunt făcute cu cap piesele de calculator și pentru ea mai începători. Adică nu puteau să facă, să nu poți să ți faci nimic, să nu poți, na, pui mei, v-ați prins voi. Adică când ți-l asamblezi iau și eu logică chestiile. Acum dacă ești un prost de la de dai, crop și chestii, n-ai cum să-l asamblezi. Dar așa dacă ai cât de cât ochi și vezi mufele alea și nu ești chior și ești chiop, poți să-l asamblezi un PC destul de easy. Zic eu, părerea mea. Na, acum ce să faci? Da. Am văzut și ciocănelele alea, da. Nu știu dacă alea, mă rog, erau chestiile alea de se învârște două peste cap și măsa și taxul și... Na, mă rog, erau de căcat, nu m-am dat în ele, by the way. Nu-mi place să mă dau în prostii de astea. Știu că m-am dat mai de mult într-o chestie de aia de te învârtea, frate.
Mâncați aș gura ta de nami și cu dureri de stomac, de acolo cu dureri de cap și cu greață și a început și am plâns. Am o filmare, am o filmare de la Oktoberfest. Uitați-vă pe canalul meu Oktoberfest, căutați Oktoberfest. Și o să vedeți acolo, frate. Deci nu, am avut așa o față de aia și eu, adică eu eram așa cât de cât, adică era zâmbetul pe buze, dar în sufletul meu nu prea era ok și nu mă mai, adică o să mă dau probabil, dar nu acum, nu, adică nu știu, m-am dat acum 2 ani pe chestia, acum nu știu cum ar fi, dar ar fi cam același lucru, na. Boom. Ok, by the way, v-am zis, vloguri de la mare o să fac. Nu știu cât de mare o să fie, adică nu știu, probabil zilnic sau odată la 2 zile măcar, adică iau videoclipurile din 2 zile și le pun. Adică 10 zile, nu știu, știți că eu la cât de leneșez, eu de-abia postez un episod la 2 zile când sunt acasă. Nu cred că o să apuc să filmez acolo zilnic, știi? De-aia, probabil la 2 zile o să postez un episod. Habar, mă. Nu știu, adică mă distrez, nu stau direct cu camera în mână, nici nu intru în apă, stau camera în mână, știi? Filmez dimineața când mă trezesc. Ah, by the way, m-am apucat și de... Na, mi-am improvizat eu o sală la mine acasă. Nu sală de mese, nu mec puișor, nu mă gândesc la alea. Na, mi-am luat niște altere. Mi-am luat și o de-aia, bă, bicicletă de-aia, dai pe ea chestii, bă. Și am început să fac așa doar ca să nu ajung de la de 500 de chile, că nu vreau neapărat să mă fac eu dita mai gorila în puii mei, dar zic așa, nu... Să n-ajung de la de 500 de chile, dracu, că eu stau cam toată ziua în casă și mă joc. Da, știu, tristețea. Uitați, deci doar pe Sampa nimic, nimic, așa. Doar pe Sampa am 116 ore în ultimele 2 săptămâni. Pe Battlefield mai am încă vreo... la mine 50, încă vreo 15 ore, bă, în ultimele 2 săptămâni. Mai am și pe CS vreo 20, n-am mai prea mai jucat CS și mai am și bă la și am stat cam vreo 15 ore în zi pe casă, frate. În zi pe casă, auzi la mine, 15 ore în zi pe casă. Minunat. 15 ore în casă pe zi, frate, și... Na, nu e ok. Și mai trebuie să fac ceva mișcare. Acum, na. Pui mei, ce să zic. O să mai dezbatem subiecte de astea. Mamă, dar oricum aia experiența de la... Sizi, bă, what? Stai, mă, de ce te rapezi? Hei, iubitule! Da, by the way, îmi face coolerul de la procesor niște fițe. Adică, stăteam așa liniștit în Battlefield, așa ca tot omul, mă. Și într-o dată văd că, adică eu am programul ăla Speedfan, și într-o dată văd că coolerul de la procesor e în 0% speed, adică nu se învârtea, știi? Și nu știu, i-am dat eu drumul manual. Deci câteodată se oprește neinvârtit, pur și așa, fără niciun motiv. Dar îți cumpărești și așa, deci dă-te drept, mă, nu mai vreau. Știi ceva, regiunii culorul și na. Ui mei, sper să nu se strice, că ar fi cam de căcat să dau acum încă vreo 3 milioane pe un cooler ca lumea, pentru că știți că eu și cu overclock, cu școală, și ar trebui să dau cam vreo 3-4 milioane pe un cooler ca să pot să fac și overclock, că procesorul meu nu rulează chiar așa de rece. Adică bine, eu am acum un cooler cam de vreo 3 milioane, care l-am luat... La 2 sau la cât l-am luat, mai prin 2014, care are 2000 de rotații pe minut, are radiator, dita mai radiatorul, e mare, are vreo un kill, deci e ok, e dita mai ăsta, dar acum na, ce să-i fac? Sper să nu se strice, sper să-și revină, frate, că nu vreau să se strice, că n-am chemat să mai dau încă 2 milioane, 3 milioane pe un culor, v-am zis. Eu de-abia am strâns bani aici să iau pentru PC. Nu, se strică cooler, că așa vrea el. Bă, oricum, mi-aș lua un Octa de ăla de 4,99, de 5 milioane, dacă ar fi, deci vă recomand cooler ăla, dacă nu sunteți chiar un buget de la de 2000 de lei, bă, vi-l recomand, dacă sunteți overclockeri pentru procesor, bă, vă recomand cu aia. E pentru socket 1,15, e pentru toate socketurile posibile, drecu. Adică era, cred că scrie acolo toate socketurile, bă, dar e bestial, frate, e bestial. Bine, nu cred că e toate pentru toate socheturile, pentru că n-are cum să fie pentru toate, știi? Că dacă se potrivește la 1150, n-are cum să se potrivească și la unul care e complet diferit de-a meu, știi ce zic? Sau probabil are cum, habar nu am, chiar nu mă pricep la pinia aia de la culoare, drec. Da, e că eu vă las, mă închid și o filmarea, că deja cred că filmez de ceva timp, adică cred că a trecut ceva timp de când filmez. Eu sper că v-a plăcut, o să încerc să mai postez și GTA 5, by the way, pentru că na... Bă, by the way, fiți atenți, la mall, la mine, la Timișoara, e un PC cu... de teste la Media Galaxy cu i5, auzi la mine, i7-6700, cu GTX 1070, cu 16 GB de RAM, chestii, da? Deci e pentru teste la mine, în oraș la Media Galaxy. Frate, am jucat GTA 5 pe Ultra, adică și eu l-am pe Ultra, pe PC-ul meu, știi ce zic? Pe Ultra, și aveam cam 70 de FPS-uri, 80 pe PC-ul ăla, și eu am 70-80 și pe a meu. Mă rog, eu am câteodată și 60, mai am frame drop-uri, știi?
Dar zic așa, frate, nu e mare diferență. Și PC-ul ăla e mai scump decât AB-ul, like, the fuck? Na, mă rog, fraților, eu sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezita să apăsați pe butonul de like și de subscribe. V-am zis, daily vlog-uri de la mare și probabil o să mai vină episoade cu GTA 5. Până atunci, că eu plec de-abia pe 26. Deci, sper că v-a plăcut și noi de data viitoare. Salut! Respect!